L-am cunoscut pe Igor Dodon încă în perioada când activam în Parlament. Atunci el deținea funcția de ministru al economiei. Pe vremea aceea, noi eram în fracțiunea domnului Voronin, cadrele se selectau destul de minuțios și atunci când am văzut în fața unui minister atât de important o persoană tânără, credeam că va face față situației care este în Republica Moldova, în acele condiții care erau destul de dificile. Și vreau să vă zic, mi s-a creat impresia de un profesionist în domeniu, care cunoaște foarte bine economia, care cunoaște foarte bine managementul, deoarece la toate întrebările care erau adresate deseori acide, el răspunea destul de implicit, destul de frumos, destul de obiectiv. Și atunci am văzut că, într-adevăr, în fața unui minister a fost selectată o persoană care, într-adevăr, face față. Și toată vremea înțelegeam că toate cele proiecte care erau prezentate, ele erau pentru ameliorarea situații din Republica Moldova și mai ales a populației din Republica Moldova. Nu știam atunci cine sunt părinții, cine l-a educat, în care școală s-a educat. Pur și simplu am văzut un tânăr care era destul de bine pregătit în domeniu și care făcea față lucrurilor. Desigur, noi medici toată vremea am dorit ca acei care stau la cârma țării să înțeleagă că fără sănătate și educație nu poate fi o bunăstare a poporului normală. Și aceste două, știința, educația și sănătate, trebuie să fie pusă în capul mesei. Noi am observat că domnul Igor Dodon, când a stat președinte a Republicii Moldova, ce a făcut pozitiv? Prima a făcut un comitet civil, unde printre dânsele a fost și un comitet în sănătate. Având în vedere că în comisia dat participă personalități de o mare valoare, fiecare are părerile lor și multe lucruri au fost destul de, știți așa, serioase. Lucruri care câteodată poate președintele putea să spună că nu poate să le îndeplinească. Toate acele propuneri care au fost făcute de membrii comisiei au fost acceptate de domnul președinte și chiar au fost socotite că sunt niște lucruri destul de bune. Domnul președinte, în plină pandemie, a vizitat și continuă să viziteze toate raioanele Republicii Moldova, printre care și toate spitalele, văzând în care situație se găsește medicina azi, face niște concluzii destul de importante în legătură cu aceea că trebuie foarte mult schimbat în medicină și acele legi care sunt și acea finanțare care este în medicină și chiar atitudinea față de medici. Noi ne bucură acest fapt și suntem bucuroși prin faptul că poate pentru prima dată, în toată perioada când eu activez, aproape 50 de ani, am văzut cum un președinte a țării, prin diferite modalități, prin distincții de stat, prin diplome, prin diferite ordine, prin diferite medalii, se străduie ca să, într-o măsură oricare, să le mulțumească medicilor, lucrătorilor medicali și surorilor medicale pentru acel volum mare de lucru pe care le efectuează. Și în așa fel, noi medici care, da, suntem puțin așa mai obișnuiți, cam am zice, cam la toate etapele activității noastre, am văzut că avem o susținere, că avem o persoană care într-adevăr ne stimează și ne apreciază. Vreau să mă refer la acea situație care am ridicat-o în fața președintelui în privința reparațiilor din spitale, amenajarea cu aparataj. Domnul președinte a acceptat toate cele propunerea noastre și, desigur, așteptăm că odată cu revenirea lui din nou la funcție de președinte, deoarece eu așa socot că, într-adevăr, el trebuie să se reîntoarcă, să continuă acele lucruri frumoase pe care le-a propus și care le-a început și nu le-a finisat și, desigur, probabil vor fi rezolvate aceste probleme. Aș zice că văd acel număr impresionat de persoane care doresc să fie președinte. Marea majoritate noi îi cunoaștem, dar, desigur, că nu toți acei poți fi președinți. Pentru a fi președinte, trebuie într-o măsură oricare să fii foarte îndrăzneț, să fii foarte diplomat, să ai cunoștințe enorme în domeniul dat, să fii foarte umanos
și toată vremea să înțelegi omul, chiar dacă într-o măsură oricare nu poți să-l ajuți. Se întâmplă deseori că nu poți să ajuți omul, dar nici nu-i spui că nu pot, dar ziceam să mă strădui, om vedea, om analiza. Desigur că la domnul președinte sunt așa poziții și desigur noi asta apreciem. Acum m-aș referi la problema salariului care a fost majorat pentru lucrătorii medicali. Prima ar zice ce e că la gărzile de noapte, acei care duc urgențele, le se dau câte 1000 de lei. Asta n-a fost niciodată, asta pentru prima dată. Mai departe, ce e că se preconizează sporirea salariului, fie cu 30% așa treptat, dar noi înțelegem acele greutăți financiare care sunt și suntem mulțumiți de așa ceva că se face. Aceea că se dă 16.000 pentru acei lucrători medicali care au suferit de COVID, asta tot este foarte important. Eu azi ca atare nu văd alte persoane care ar putea să-i fie alternativă domnului Igor Dodon, chiar dacă apreciez foarte mult activitatea multor persoane care și-au propus candidaturile din punct de vedere a profesionalismului lor în domeniile în care activează. Și eu aș dori ca noi lucrătorii medicali și tot poporul să înțeleagă că odată ce un președinte și-a pus careva scopuri în viață și el de acum a început să le realizeze, trebuie să fie susținut această persoană, deoarece oricare care vine nou, el are alte idei, alte propuneri și, desigur, va fi o stopare a tuturor propunerilor care au fost făcute de domnul președinte Igor Dodon. Eu, ca atare, de fiecare dată socot așa, că dacă o persoană a fost la conducere și a făcut mult bine, el a fost printre oameni, el a ajutat oamenii, el a înțeles oamenii, atunci această persoană este persoana care e din popor, pentru popor și care va face toată vremea ca să rezolve acele esențiale probleme a societății, cum este educația și sănătatea. Dacă este educație și sănătate, va fi economie, va fi cultură, va fi o prosperare a poporului din Republica Moldova și o prosperare a țării Republica Moldova.